Trecerea de la starea de urgență la starea de alertă le-a permis oamenilor să fie mult mai activi și să-și rezolve problemele. Așa se face că la Serviciul Public de Evidență a Populației, ritmul de muncă a crescut în ultimele zile. 450 de persoane au cerut schimbarea sau eliberarea actului de identitate de la începutul stării de alertă. În același timp, măsurile de siguranță rămân aceleași la intrarea în instituție. Se lucrează în ritm alert la Serviciul Public de Evidență a Populației. De la intrarea în vigoare a stării de alertă, numărul persoanelor care au solicitat schimbarea sau eliberarea buletinului a crescut de la o zi la alta. Dacă în timpul stării de urgență aproximativ 17 persoane solicitau aceste servicii, acum vorbim despre 75 în fiecare zi. Starea de alertă, începând cu data de 15, s-a intensificat volumul de muncă, deși termenul de eliberare a actului de identitate a rămas tot de 7 zile, s-au prezentat mult mai multe persoane la noi, avem în curs 450 de cereri, avem deja, dacă facem o medie, sunt 75 de persoane pe zi. În același timp, măsurile de siguranță rămân aceleași la intrarea în instituție. Se lucrează în condiții speciale, chiar și în starea de alertă. Actele de identitate se eliberează după un anumit program. Nimeni nu intră fără mască și se păstrează distanța regulamentară. Eliberarea actelor de identitate se va face în decurs de 7 zile.